Eu vreme încoace, marți-joi, când mă întorc înapoi acasă de la biserică, băieții mei mai mari, care vin la diferitele evenimente de repetiții sau altele, au în obicei, când intrăm în mașină, tata mi foame. Și mie mi e foame. De obicei, vin la biserică mult mai devreme, în timpul de zile de marți și de joi, și plec seara după program, după ce aveam și alte ședințe și întâlniri. Și mie mi foame. Ce zis Solomon McDonald's? Și asta s-a repetat de câteva ori la rând. Am zis eu nu, am zis eu nu, câteodată am mai cedat și am zis un da, dar am văzut că s-a repetat cam tot în continuu. M-am gândit că băieții mei cred că banii cu adevărat cresc pe copaci. Și într-o zi le zic astfel, sunt de acord să mergem dacă voi plătiți. Dacă voi vă plătiți singur, vă duc în fiecare marți și joi când vreți voi. A, și dacă mergem tura asta, cred că ar fi normal să plătiți și mie un burger, că până acum tot eu v-am plătit vouă. Așa că amândoi doi împărțiți și luați și mie ceva să mănânc. Cel mare să dea pe gânduri cum să fac. Al doilea, care e mult mai cerebral și mult mai pus pe business, zice, nu mai mi-este foame. Dar cum nu ți este foame? Până acum ai vrut foarte mult să mănânci, erai pregătit să mergi. Acum când e vorba să pui tu banii tăi, nu mai ți este foame. Și cum e normal? Până acum eu v-am plătit vouă în continuu și acum când e vorba să-mi dați și mie un cadou, nu se poate stă el așa un picuț gândindu-se la impactul cuvintelor sale, ce dacă vrei să mergem, mă -ți plătesc ție să mănânci, eu nu mănânc nimica. Dar de ce nu vrei să mănânci? Că nu mai vreau să mănânc. Că atunci când realizezi impactul și costul unui lucru, îți dai seama că nu e chiar așa de apucat. Spune Sfânta Scriptură, adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Cei care au dorința, râvna să fie puși în slujbă, nu vor ceva rău. Noi avem fel de fel de expresii vis-a-vis -vis de aceste persoane, că au ambonită, că vor să fie în fața bisericii, că s-au ajuns. Dar Biblia spune că dacă cineva are dorința să fie în slujbă, nu-i rău, e foarte bine mărit să fie Domnul. N-am întrebat pe cei doi dacă doresc să fie în slujba aceasta. Mă gândesc că implicit, prin faptul că au acceptat să fie puși înainte de dumneavoastră la vot, s-au rugat, au stat înainte lui Dumnezeu și au primit acest consimțământ din partea Domnului și înțeleg că și din partea dumneavoastră ca astăzi să fie investiți în slujbă. Desigur, dacă i-am întrebat, mai vreți să fiți în slujbă? Ar spune, noi suntem gata să slujim, nu ne împingem în față, dar dacă e nevoie de noi, punem umărul la lucrare, pentru că avem așa, acel reflex de smerenie, nu cumva să crede cineva că vrem noi să fim cineva. Dar Biblia spune că dacă vrea, vrea un lucru foarte bun. Situația este că următorul verset începe cu un cuvânt cheie, dar, și dar acesta nu schimbă nuanța aceea frumoasă, dori să fii în slujbă, ci dar acesta ne responsabilizează. Precum băieții mei care neapărat vreau să meargă să mănânce, că n-au zis că sunt responsabilități, nu mai vrem. Sigur, cei doi din această dimineață știu că implică responsabilitate. Lucrarea se face cu foarte multă jerfire, cu dedicare. Dar este o latură a lucrării despre care vreau să vorbesc în foarte scurte cuvinte, apoi dând loc și fratului păstor să contribuie și să aducă gândurile dumnealui. Aș vrea să privim la luptele care se dau în viața unui slujitor. Sigur, sunt foarte multe și nu ne vom uita la toate, ci fugitiv doar la câteva dintre ele, în care atât dumnealor să fie conștientizați, dar și dumneavoastră ca și biserică, care este chemarea cerință din partea lui Dumnezeu. Prima luptă în viața unui slujitor este lupta cu lenevia. Spune versetul 2, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat înțelept, vrecnic de cinste, primitor de oaspeți. Și acum auziți, în stare să învețe pe alții. Când auzim cuvântul lenevie, de obicei, cu precădere, ne gândim la aspectul muncii fizice: păi să muncească, să facă bani, să nu stea lene, cam așa gândim. Și sigur, este o latură acestei cuvânt lenevie. Dar știți că și în domeniul spiritual poate apărea lenevie. Când zice Sfânta Scriptură că El trebuie să fie în stare să învețe pe alții, Asta înseamnă că el personal trebuie să fie echipat spiritual și în stare să predea și altora cuvântul lui Dumnezeu. În cultura noastră română penticostală, de-a lungul anilor, din cauza, sigur, istoricului nostru, s-a creat așa un tipar. Dacă vrei să vezi o predică adevărată, vii la Amvon, arunci Biblia pe Amvon și să ne vorbească Domnul, fraților, ăla e predicator care vorbește din partea Duhului Sfânt. Noi nu negăm călăuzirea Duhului Sfânt. Noi recunoaștem că fără implicarea Duhului Sfânt, noi nu putem predica nimic. Dar, dragii mei, asta nu exclude o responsabilizare a studiului biblic și a pregătirii. Trăim o vreme în care am depășit poate cu mult tiparele vechi a multor ani în urmă. La ora actuală vorbim despre o generație care este mult mai educată, care cu precădere este mai mult online și au la îndemână multe surse la care pot apela pentru informații. Față de aceste provocări, lucrătorul modern trebuie să fie unul sârguincios care să studieze cuvântul Domnului și să fie pregătit în orice moment să dea socoteală pentru credința care este în el. Mă rog pentru fratele Mircea, fratele Adrian, pentru slujitorii dumneavoastră, Domnul se îmbrace cu astfel de putere. Vreau să vă spun și spun aceasta public, cu toate că poate îl jenez un picuț, dar vreau să știți din partea mea, am o stimă deosebită și un respect extraordinar pentru fratele păstor Iosif Eher. Am văzut în dumnealui lui un om cu o smerenie deosebită, dar cu o calitate deosebită de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Un om care de-a lungul anilor a studiat, a citit, a învățat și este în stare să răspundă la provocări grele și la întrebări biblice care sunt foarte complicate. Mai mult, m-am bucurat să văd de maturitatea și sinceritatea cu care stă în fața Cuvântului Dumnezeu. Sunt oameni care întrebă o întrebare și cu nonșalanță spune, A, asta e simplă, foarte ușor, pentru că am vrea să prezentăm că noi știm toate lucrurile. Mi-aduc aminte că eram plecat în Africa și eram într-o discuție cu păstorul de acolo, oameni care n-au o pregătire și care se confruntă cu niște provocări mult, mult, mult mai complexe ca și noi. La ora actuală, în cultura noastră, cel puțin vestică, suntem destul de uniformizați vis-a-vis -vis de standardul familiei și multe altele. Dar gândiți-vă la un context în care cultural este complet diferit de ceea ce avem noi. Când vorbim despre contextul mariajului, de altă parte, gândiți-vă că încă se practică în anumite părți poligamia. Sunt lucruri cu care noi nu ne mai confruntăm, dar ei se confruntă. Și la întrebări complexe precum acestea, cum răspuns. Că ușor să venim aici să predicăm într-o Mare să spunem, bărbatul unei singure nevese să-și iubească nevasta, amin, toată biserica lăudați să fie Domnul. Dacă ni-i vorba despre provocări culturale care sunt mult mai complexe, acolo trebuie răspunsuri corecte. Și mi-aduc aminte că din Africa l-am sunat pe fratele păstor Iosif și l-am întrebat. Aici am avut o întrebare. M-am gândit în felul acesta, dar vreau să mă consult cu cineva care când că este de încredere, cum vedeți această problemă? Și ce am apreciat Dumnezeu lui când a Dumnealui că n-a spus Andrei simplă întrebarea, a spus este o întrebare grea, dăm voi un pic să mă gândesc. Pentru că dacă ne uităm din unghiul acesta și am început să stea un pic să metiteze la cuvântul lui Dumnezeu, am respect pentru oamenii care tătează cu respect cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați slujitori care astăzi veți fi puși în slujbă, îndrăgiți cuvântul Domnului. Și asta înseamnă timp de studiu, timp de citirea cuvântului, timp de pregătire, timp în care folosim alte resurse ca să ne echipăm, să înțelegem cultural, să înțelegem lingvistic, ca să putem mai bine explica cuvântul lui Dumnezeu, lupta leneviei. La un moment dat, după ce predici de o vreme de timp, ai deja câteva schițe de predică, ți-l la îndemână, vii și pui o predică aici, o să fie foarte bine. Aici ne întoarcem înapoi la aspectul studiului care este necesar, dar a călăuzirii Duhului Sfânt în a da totdeauna un mesaj necesar pentru biserică. Îmi doresc pentru cei doi, pentru fratele păstor și toată biserica Dumnezeu să vă binecuvânteze la aceasta. A doua luptă, dragii mei, care se dă împotriva slujitorilor este lupta lăcomiei, din cele trei mari lupte care sunt tipologic prezentate pentru slujitori, curvia, mândria și lăcomia, lăcomia este una care în multe fațete se va arăta împotriva slujitorilor. Spune versetul 3 și versetul 4, prima parte, să nu fie bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa. Asta înseamnă un echilibru în ceea ce înseamnă viața financiară și în felul în care își organizează nevoile familiale. Gândiți-vă că la ora actuală sunt multe dificultăți și complexități. Economia are multele ei dificultăți cu care noi toți ne confruntăm. Acești oameni își vor da timpul lor bisericii și pe lângă familia dumnealor, pe lângă lucrul care îl fac, își vor dedica mai multe ore, mai mult timp pentru a sluji biserica a răspunde la telefoanele care vor fi trimise, a răspunde la provocările care apar pentru a veni la ungere cu un delem, la o cerință, la consiliere, la mărturisire și asta înseamnă timp, efort și sacrificiu. Aici fac un apel către adunare, Dragii mei, să depășim această gândire, aș numi-o, eu poate iertați-mă îndrăzneala, mai mult primitivă în care gândim că atunci când un slujitor ar fi cumva susținut de biserică, gata, ai omul celui rău, e un om de nimic. Biblia spune că prezbiterii care slujesc bine să fie răspătiți cu îndoită cinste. Asta înseamnă, dragii mei, că biserica are o responsabilitate pentru că acești oameni să-și poată dedica timpul lor cu multă dorință de a sluji biserica și în același timp a nu fi acuzați ulterior că nu și-au făcut datoria familială, pentru că la un moment dat și ei sunt oameni. Dacă dumneavoastră vi s-ar cere pe lângă ceea ce faceți în fiecare săptămână la lucru, să mai dedicați aproape un job full time și la alte lucruri spirituale, ați spune că e prea mult, că aveți copii, aveți soție, aveți familie, aveți responsabilități, aveți biluri de plătit, dar ei nu au? Sunt exact ca și dumneavoastră în aceeași postură. Și asta înseamnă că Biserica are nevoie de maturitate în a-i cinsti pe acești oameni, a-i respecta pentru slujba lor și a fi gata să-i susțină chiar dacă este nevoie, Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Ei, dragii mei, pe lângă această luptă apare aspectul luptei personale cu ceea ce înseamnă lăcomia de bani. Pe când recunoaștem că toate în viața aceasta se fac cu bani, un drum, o călătorie, toate costă, asta toți realizăm, dragii mei. Este o mare diferență între responsabilitatea care ne-o asumăm și lăcomia în care spune, dă-mi că mi se cu bine. La un moment dat, noi, ca și familie, trecem acum printr-o situație de criză de sănătate, am zice, în felul acesta, într-o oarecare măsură. Și băiatul meu cel mai mare îmi spune să știi că m-am rugat și eu cred că o să fie bine. Crezi că o să fie bine? Și eu am spus, eu cred că o să fie bine. Cred că Dumnezeu poate să facă mari minuni. Sigur, problema despre care vorbesc este mult mai nuanțată și o problemă care cu toate minunile care le credem, de obicei nu se întâmplă. Cred în minuni, dar aici e o problemă care este mult mai complexă. Și el spune, dacă se va întâmpla să fie bine, o să fie uimit? Zic, chiar aș fi uimit dacă ar fi bine. La care el spune, dacă o să fie bine, îmi datorez 500 de dolari. De unde până unde? Păi m-am rugat pentru voi. Zic, de când ai învățat tu că lucrurile se fac pe bani? Eu înțeleg că la o vârstă oarecare încercăm și noi să ne creăm un viitor. Dar, dragii mei, Darurile lui Dumnezeu nu sunt pe bani. Darurile nu se pot pune pe bani. A încercat odată un om să pretindă banii pentru o slujbă sau să vrea să aibă daruri ca să poată primi bani. Și Apostolul Petru îi spune atât de aspru că dacă va fi cu putin să fie iertat de păcatul acesta, nici măcar nu lasă acolo în fapte, în capitolul 8, convingerea că a fost sau va fi iertat. Dacă se va putea să fie iertat. Noi slujim pe Dumnezeu cu jerfire, cu dedicare, cu o inimă, dragii mei, în care suntem gata să dăm totul pentru Dumnezeu, Doamne ajută! Și asta înseamnă că niciodată nu îndrăznim să punem un preț pe slujba care o facem pentru Dumnezeu. Indiferent de oră, indiferent de sacrificiu, indiferent de ceea ce se întâmplă, noi suntem chemați să slujim cu dedicare și să realizăm că aceste daruri nu sunt pe bani. Fără plată ați primit, fără plată să dați, Doamne ajută! Și sigur, când le împletim împreună, dragii mei, atunci devine totul frumos. Biserica înțelege responsabilitatea să-și îngrijească oamenii care acum aștaie din ale lor să slujească biserica și ei niciodată nu vor face abuz de acest drept spunând dați-ne că ni se cuvine. Apoi, dragii mei, a treia luptă este lupta pentru neprihănire. Spune în versetul 10, trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon, sau am putea completa aici să fie prezbiteri, să fie puși în slujbă. În momentul în care sunt fără prihană, atunci pot să fie puși în slujbă. Sunt doi termeni care noi folosim în învățătura teologică. Unul este cuvântul sfințenie și al doilea este cuvântul neprihănire. De obicei le încurcăm între ele, dar dați-mi voi să vă explic cum arată ele. Sfințenia este caracterul lui Dumnezeu, este imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, dragii mei. Și de aceea găsim în cartea Levitic, eu sunt Domnul. Apoi vin alte instrucțiuni, iară eu sunt Domnul, pentru că Dumnezeu este sfânt. Și tot ceea ce înseamnă sfințenie emană din natura lui Dumnezeu ca mai apoi ideea neprihănirii să fie sfințenia trăită practic. De fapt, neprihănirea este sfințenia în practica de zi cu zi, pentru că Dumnezeu este sfânt, eu nu-mi permit să biau. Pentru că Dumnezeu este sfânt, eu nu-mi permit să fumez, să -mi mint, să înjur, -mi să curvesc, să fur. Toate acestea sunt o trăire în neprihănire, în baza standardului de sfințenie a naturii lui Dumnezeu. Și de aceea, slujitorii, îndeosebi, trebuie să fie oameni neprihăniți și sfinți, Doamne, ajută. Amen. Ne place asta. Să stea acolo sus în alți, neprihăniții Domnului. Și dacă se întâmplă ceva, scoatem liniarul, să le spunem cât de mult au deviat de la neprihănire. Dar aș face aici o deviere. Oare biserica n-ar nevoie de sfințenie, dragii mei? Oare biserica n-ar nevoie să trăiască neprihănire? Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, spunea Petru 1, Petru capitolul 1, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, Doamne ajută! Și asta înseamnă, dragii mei, că toată biserica trebuie să fie în sfințenie, în neprihănire în fața lui Dumnezeu. Desigur, acum vorbind despre cei care sunt puși în slujbă, o luptă este lupta pentru neprihănire, aceea neprihănire trăită practic personal. Să nu vă ascundeți în spatele ordinării, să nu vă ascundeți în spatele darurilor. Eu slujesc, ca și cum ce, prin asta, acum avem intrare gratis în rai? pentru că noi suntem în slujbă, responsabilitatea este cu atât mai mare pe umerii noștri. Avem același standard și aceeași chemare de pocăință. Vă dau doar un exemplu practic din Vechiul Testament. Dumnezeu apare și vorbește cu Moise. Îi spune Moise, tu vei merge și vei scoate poporul Israel din Egipt. Îi vei duce în țara promisă. Vei face minuni mari în fața lui Faraon și, drept urmare, de față cu Moise, acolo, la rugul prins Dumnezeu face niște minuni. Apoi Moise acesta pleacă trimis de Dumnezeu. Și vă întreb, dragii mei, cei care iubiți și cunoașteți bine Sfânta Scriptură, ce s-a întâmplat pe drum înspre Egipt? Dumnezeu a vrut să-l omoare. Și eu acum aș fi perplex. Pe cum adică să-L omoare Dumnezeu când Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a împuternicit, l-a înzestrat și Dumnezeu îl trimite. De ce să-L omoare Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu e sfânt, dragii mei. Și Dumnezeu nu își încalcă principiile că pe mine mă cheamă Andrei sau pe tine te cheamă altfel. Dumnezeu vrea să fim sfinți în toată purtarea noastră. Se își dă seama de ceva ce Moisei vorbea din copilăria lui, aducându-și aminte și avea în carnea lui semnul acesta al legământului. Ei, evrei trebuie să fie o parte pentru Dumnezeu. Sefora intră în acțiune repede, strigă, ești un soț de sânge și mânia Domnului se oprește. Pentru că Dumnezeu nu face rabat de principiile sale, pentru că noi am fi mai speciali. Toți suntem sub același standard al Sfințeniei. Doamne ajută! Asta înseamnă că cel care este păstor, prezbiter, diacon, proroc, oricine ați vrea dumneavoastră, are același standard de sfințenie, de trăire, ca oricare altul din biserică. În Matei, capitolul 7, o grupă de oameni se justificau în momentul când aveau să stea în fața Domnului. Doamne, n-am scos noi dragi, în numele Tău, n-am prorocit în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, și aici cineva spunea, păi foarte clar, ei au prorocit, adică ei de la sine, nu Domnul a prorocit. Fals! Pentru că Domnul Iisus spune în felul acesta, dragii mei, satana nu scoate afară pe satana, ci doar Dumnezeu. Și dacă n-ar fi inclus, am scos draci în numele tău, am fi putut spune că aici erau lucrări false. Dar pentru că spune că au scos draci, sunt lucrări autentice ale Duhului Sfânt și pe acești oameni prin care Dumnezeu a manifestat o putere nemaipomenită, le spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Dar vine acum expresia, voi care lucrați fără de legea. Nu ați lucrat, nu ați greșit, nu ați căzut, nu v-ați împiedicat. Voi care la activ lucrați în fără de lege. De aceea, pentru lucrătorul creștin, este o chemare și o cerință absolută de trăire în neprihănire. Domnul să vă ajute la aceasta, Amin. să ne ajute la aceasta. Lupta cu integritatea, versetul 7, dragii mei, trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Știți că cei de afară se uită la noi cum ne comportăm, cum vorbim, cum ne raportăm la cei de afară? Noi gândim că noi pocăiți ne închidem aici în cochilia noastră și Domnul cu noi și Haru. Dar știți că nu ne-a scos Dumnezeu din lume, ci ne-a îngăduit să trăim în lume ca să fim lumini în lume. La un moment dat, un frate avusese o situație cu cineva de afară. Acest om de afară, nepocăit, a venit la fratele păstor și spune Domnule pastor, nu vă supărați, da? i-am împrumutat niște bani la omul ăsta, e din biserica dumneavoastră, nu mi-i dă înapoi, eu nu știu ce să fac, domnul pastor, că-s așa de necăjit, am și o copii, am și o fratele păstor și el cuprins de, de rușine a situației, cum să facă, îi spune, auzi domnule, el e pocăi, dacă o spus că ți dă, ți va da, poate nu numai întârziat, la care omul îi spune, domnul pastor, pe ăsta ca pocăi nici măcar diavolul în iad n ar nevoie de el. Și o, dragii mei, asta ne spune nouă ceva, pentru că cei de afară se uită la comportamentul nostru și apoi ne pun în balanța cuvântului lui Dumnezeu, dar mai pentru cei care suntem chemați în slujire, integritate absolută în felul în care vorbim, ne raportăm. Că dacă cineva din biserică strigă la un alt frate, spunem, na, ce să faci, fratele, eu fost slab. Dar slujitorul trebuie întotdeauna să dea dovadă de integritate absolută. Comportament integru, care nu se joacă cu principiile, cu standardele și dacă toți mint pe lângă tine, tu stai ferm în picioare, că tu dai socoteală în ochii lui Dumnezeu, Domnul să va ajute la aceasta. Lupta, dragii mei, pentru spiritualitate, versetul 6 și 7, încă o dată, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în o sândă a diavolului, apoi ne spune să cadă în curs a diavolului. Asta mi îmi spune că împotriva slujitorilor se dau lupte foarte mari. Dragă biserică, de azi înainte aveți o mai mare responsabilitate. Dacă până acum fratele păstor împreună cu fratele Mircea vă slujeau ca și slujitori ordinați, de acum sunt trei care sunt în slujbă, aveți o mai mare responsabilitate să vă rugați pentru dumnealor nu vă pun să ridicați mâna că nu mi-aș permite să fac așa ceva, să vă întreb câți aveți oarecum plângeri despre ceea ce se întâmplă în biserică la ora actuală. Nu vă place ceva ce se întâmplă, că dacă ar fi să intrăm la acest domeniu, foarte mult subiectiv, avem fel de fel de complainuri, cum zice canadianul. V-aș întreba atunci totuși câți dintre dumneavoastră ați luat o zi de post pentru păstor, pentru diacon, pentru presbiter și ați insistat în rugăciune ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, lumină, călăuzire, autoritate și putere să poată sluji biserica cu atât mai bine. Că să stăm pe bancă și să comentăm, suntem cei mai buni experți. Am văzut în pandemie, dragii mei, că expert mai mare ca românul nu există în toată lumea aceasta. Noi suntem cei mai mari experți din lume. N-au nici măcar evrei experți ca și noi. Pentru că la ora actuală, când vorbești despre român, dacă vine un doctor și spune, noi am studiat că românul spune, da, de unde, nu e așa, că bunica când era bolnavă așa făcea. Noi știm mai bine ca și expertul doctor. Dacă vine un jurist și spune, după legile care sunt așa, ei spune, da, de unde, că noi știm că dacă e nevoie, se poate face și în felul acesta. Noi le știm pe toate. Și unde le știm cel mai bine e în domeniul slujirii. Frate Iosif, ai greșit, nu ai făcut bine. Dar te-aș întreba. Câți ani de slujire ai avut? Să stai în fruntea unui popor, să faci față la presiuni, la provocări, la nevoi, la crize spirituale, la bătălii interne care nimeni nu le știe. Că păstorul cel care trece el însăși prin depresie din cauza luptelor personale și apoi vine la învont și cu zâmbetul pe buze vă spune Domnul e cu voi, Domnul vă dă biruință și se roagă să lucreze Dumnezeu. Asta înseamnă să slujești, dragii mei. Și asta înseamnă că Biserica e chemată să se roage mult pentru slujitorii ei. Domnul să vă ajute la aceasta. Amen. Doar în ziua când v-ați rugat în deajuns, ați postit în deajuns și nu s-a văzut schimbare, doar atunci am putea intra în dialog că poate am putea discuta despre alte lucruri. Dar până atunci, dragii mei, să nu avem pretenția că vrem schimbări mari dacă noi nu punem une umărul ca să susținem lucrarea. Sunt lupte care se dau împotriva slujitorilor. Ar fi încă multe mă opresc aici. Aș vrea să spun doar un ultim lucru. Iubiți slujitori, dacă v-aș putea lăsa un sfat practic, iubiți din toată inima pe oamenii pe care îi slujiți. Ca și ființe avem acest sentiment, acest senzor intern și putem să simțim imediat când suntem iubiți cu adevărat, sau când suntem doar fușăriți ca să scape omul de noi. Simțim aceasta. Dacă un animal simte dacă îl iubești sau nu, vreau să vă spun că omul și mai mult. Dacă vreți să aveți eficacitate și eficiență în slujirea dumneavoastră, iubiți din toată inima pe oameni și Biserica lui Dumnezeu. Pe omul pe care îl iubești, îl vei putea duce pe oricare culme te va duce Dumnezeu să-l duci. Hristos a iubit oamenii. De aceea oamenii au venit la el. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă întărească la aceasta. Amin. Amin.